Bună seara tuturor! În primul rând celor 180 de abonați de pe Public Discussions. Lor am să mă adresez în acest videoclip. Din start îmi cer scuze pentru greșelile gramaticale sau orice tâmpenie voi spune. Sper să nu spun prea multe tâmpenii. Voi vorbi în primul rând despre Brexit. Toată lumea discută despre Brexit ca și cum ar fi într-un fel sfârșitul lumii. Dacă scoatem Brexit-ul dintr-o... și discutăm separat față de ce se întâmplă în lume la ora actuală, atunci nu avem o imagine clară a ceea ce se întâmplă în Marea Britanie, Uniunea Europeană, Statele Unite și așa mai departe. Brexit-ul a fost prima lovitură, din punctul meu de vedere, dată globalismului. Ce se va întâmpla după aplicarea lui, foarte puțină lume poate să prevadă. Totuși să vedem ce ar putea să se întâmple din punct de vedere al europenilor, al britanicilor și al lumii. Britanicii pot să o ia pe două căi, una bună sau una mai puțin bună. Dacă nu vor ști să negocieze, inclusiv mâine, cum vor să iasă, atunci bineînțeles că vor avea o consecințe mai mult sau mai puțin pozitive. De exemplu, un no deal probabil că va fi una primele consecințe va fi o penurie în produsele care sunt ușor perisabile, fructe, legume exportate în Europa și posibil o penurie și la medicamente, plus mari probleme la granița dintre Irlanda de Nord și Irlanda. Dacă vor reuși să iasă cu un deal, ceea ce este în beneficiu tuturor. Nu cred că Germania la ora actuală, Italia și Franța, care au exporturi masive în Marea Britanie, nu vor să se despartă de Marea Britanie printr-un nou deal. Mi se pare o tâmpenie, dar în sfârșit. De ce s-a votat Brexit-ul? Sunt două categorii de oameni care au votat Brexit-ul. În primul rând sunt cei trecuți de 40 de ani care nu vor pur și simplu să mai fie conduși de către o așa zisă elită de la Bruxelles. Ei compară Uniunea Europeană acum cum era Imperiul Roman la sfârșitul lui. Și nu numai ei, sunt și alții care compară în momentul de față, cum sunt italienii, polonezii, francezii și așa mai departe. Toată lumea îi condamnă pe britanici ca fiind naționaliști. Nu știu dacă sunt naționaliști, stau în mijlocul lor de 5 ani de zile și cred că aceleași probleme, într-o scară mai mică sau mai mare, pe care le avem și noi, într-un fel sau altul. Felul cum rezolvă ei problemele este complet diferit și felul cum societatea britanică reacționează la problemele lor este complet diferit față de noi. Britanicii au fost primii care au votat să iasă în Comunitatea Europeană și după aceea, nu știu dacă știți, Trump a venit la putere, pe urmă, așa zis, un guvern de naționalist a venit în Italia, plus în Austria, un guvern care este de tentă naționalistă, pare mi se că 17% din voturile suedezilor s-au dus spre o tentă naționalistă, ungurii și polonezii nu mai vorbesc. În concluzie, după părerea mea, Brexit-ul va avea o consecință negativă pentru britanici dacă nu vor ști cum să-l gestioneze, dacă nu vor ști să iasă cu un deal care să fie favorabil ambelor părți, dacă nu vor ști după aceea să încheie imediat tratate bilaterale între ei, Australia, Canada, Statele Unite și așa mai departe, apropo, după al doilea război mondial, Churchill avusese o idee de tipul unui Commonwealth între Marea Britanie, Australia, Noua Zeelandă și Canada. Se pare că a fost refuzat. E foarte interesant să vedem ce se întâmplă după 29 martie sau după data când ei vor încheia un tratat. Pe noi românii ne interesează extraordinar de mult pentru că Marea Britanie, cu toate că lumea spune, domne, nu ne-a ajutat chiar așa de mult, ba, zic că ne-a ajutat pentru că sunt foarte mulți români în Marea Britanie și inclusiv eu trebuie să fiu ipocrit să spun că n-am avut un avantaj fiind Marea Britanie în Uniunea Europeană. Principalul avantaj e că am putut să plec din România într-un moment mai mult sau mai puțin propice pentru țara.
Asta pot să spun despre Brexit. Ce mă interesează mai mult, și pur și simplu Brexitul se încadrează, după părerea mea, într-un pas al schimbării economice mondiale. Parcă în anii 70 a fost o schimbare radicală economică, nu știu dacă a fost în bine sau nu în bine, când s-a renunțat la etalonul aur, și se pare că și acum, în următorii ani, va fi o nouă schimbare, pentru că este practic imposibil să fie sustenabilă atât datoria Uniunii Europene, a Marii Britanii și a Statelor Unite și a altor țări cu datorii. De aceea să trecem la lucruri mult mai importante decât Brexit-ul. În ce se încadrează Brexit-ul? Cam cum se văd lucrurile la nivel puțin mai mare sau cum le văd eu cel puțin? De ce spun asta? Am participat în luna noiembrie, pare mi se, o să găsesc și fluturașul, să vi-l arăt într-un videoclip viitor, la o conferință la Waterstones, la librăria Waterstones din centrul Liverpoolului, unde tema conferinței era cum vede Statele Unite, cum este văzut Statele Unite de către lume. Și printre cei care au vorbit au fost un reprezentant al Chinei, un reprezentant al Uniunii Europene, un reprezentant al Statelor Unite, unii al Americii de Sud și unul al Marii Britanii, conduși de către un moderator. Cei din sală erau majoritatea corespondenți ale unor ziare, televiziuni, profesori, cred că era singurul muncitor pe acolo. Și nu știu dacă e comic sau, dar m-a interesat foarte mult ceea ce vorbeau. Și aveam dreptul la două întrebări fiecare. Marea majoritate au adresat întrebări anti-Trump, în sfârșit, nu prea m-a interesat chiar așa de mult. Când mi-a venit rândul, i-am întrebat dacă într-adevăr lumea, a fost întrebarea adresată tuturor, se îndreaptă spre două blocuri. Gen bloc, un bloc al țărilor BRICS și un alt bloc al, format din vestul Europei sau civilizația vestică. Bineînțeles că nu mi s-a răspuns la întrebare. Au trecut imediat, au dat un alt răspuns. Ok, am fost de acord cu chestia asta. La sfârșitul conferinței am vrut să pun a doua întrebare, la care am voalat, nu m-am fost lăsat să pun. Am insistat până la urmă, m-am lăsat să pun întrebare și am întrebat, domnule, ok, dacă lumea nu se îndreaptă spre două blocuri, atunci de ce din 2011 încoace China și Rusia strâng cantități imense de aur, una la mână, importă cantități imense și tot ce produc țin numai pentru ei? Întrebarea asta a fost un pic șocantă pentru oamenii de acolo. Bineînțeles că nici la asta nu mi s-a răspuns. Și la sfârșit am fost atenționat, mai glumă, mai serios, să am grijă. Pentru mine era interesant dacă mi s-ar fi dat un răspuns. Apropo, trec de la urmă, dacă mi s-ar fi dat un răspuns pozitiv sau negativ. Tipii n-au răspuns nici pozitiv, negativ, pur și simplu au evitat răspunsul. Ce a fost interesant între conferințe, punctul culminat al conferinței a fost atacul mai puțin sau mai mult voalat între reprezentantul Chinei și reprezentantul Statelor Unite. În speță, chinezii, reprezentantul Chinei reproșa americanul că a pierdut momentumul și că lumea, că, virgulă, că China nu vrea să ocupe sub nicio formă locul, dacă va fi locul lăsat de către Statele Unite în ierarhia mondială. În schimb, americanii spuneau, oricum și voi vă comportați la fel, făcând baze în Djibouti și în alte țări pe care le-ați împrumutat, le-ați îndatorat și le-ați luat într-un fel sau altul infrastructura prin programul Belt and Road. În sfârșit, mă interesa foarte mult să văd cam cum se vede din punctul lor de vedere viitorul meu. N-am primit niciun răspuns concret și nici nu m-aș fi așteptat să primesc un răspuns concret. Tema a fost vagă, dar discuția a fost total bazată numai pe o discuție anti-Trump. Ce am observat în ultima perioadă, mai ales în 2017, din punct de vedere economic, a fost o creștere fulminantă a Bitcoinului și, în general, a toate monedelor cripto. Au crescut de la $3,000 în Bitcoin în august, parcă 2017, până la 17-18,000 de dolari. Și toată lumea s-ar fi așteptat ca în momentul respectiv Bitcoinul să crească, să se ducă undeva foarte sus și foarte mulți bani să fie investiți acolo și, vezi, doamne, în viitor economia să se bazeze pe Bitcoin. E posibil să fie chestia asta. Se discută foarte mult de 5G, cum va fi aplicat în domeniul economic 5G, cum într-un anumit moment în viitor posibil
ca să se reseteze sistemul economic și să se bazeze pe o în cryptocurrency care să fie acoperită în aur. Nu știu dacă va fi așa. Foarte puțină lume, din ce am ascultat, poate să prevadă viitorul sau ce se va întâmpla în viitor, dar sigur va trebui făcut ceva, pentru că în momentul de față economia fizică se topește pur și simplu. Se pare că vom trece la o economie informatică sau ceva de genul ăsta. Dacă vă uitați la retail-ul din Statele Unite și nu numai, ei a fost pur și simplu terminat ultimii 2 ani de zile. Plus manufacturarea, care a fost toată manufactura în ultimii 34 sau aproape toată 30-40 de ani a fost exportată în țările gen China, India, Vietnam și așa mai departe. De-aia probabil că și vedeți protestele Yellow Vest. Acolo e altă discuție. Se pare că oamenii protestează datorită faptului că orașele mari din Franța au reușit să-și acopere locurile de muncă, indiferent de costuri. Schimb, orașele mici au rămas fără locuri de muncă și oamenii, în momentul când s-a mai pus și o taxă foarte mare pe benzină, s-au revoltat. E o falie în momentul de față între orașele mici și orașele mari. Posibil să fie asta și în România, unde sunt foarte multe locuri de muncă în București, dar nu cred că în celelalte orașe mici găsești ceva de muncă. Asta se poate discuta și în Marea Britanie. E valabil. Londra e plină de locuri de muncă și când mergi într-un oraș mic din Marea Britanie, nu știu că găsești prea multe locuri de muncă. Bun. Deci am discutat despre Brexit, am discutat puțin despre situația economică. Apropo de cryptocurrency, e foarte interesantă. Era o discuție începută acum 2 ani de zile cu un domne. Domne, e o chestie liberă, nimeni nu te controlează. Nu e, e o discuție complet tâmpită. 97% mi-am și notat aici, 97% din cryptocurrency este deținută de un quantum de 4%. Deci 97% din criptocurenție este deținută de 4% oameni. Adică din 100% criptocurenție care este pe piață, numai 4% în portofelul 4% de 4% populație există cel 97%. Stai să te gândești că restul de 3% există la 97% din populație. Este pur și simplu incredibil. O mână de oameni dețin 97% din tot ce este criptocurenție. Se poate aplica, este valabil și pentru aur, argint și pentru piața de gaze naturale, dacă urmăriți și ce a făcut JP Morgan, parcă în 2004, dacă mi-aduc aminte, sau 2005, când s-a resetat, dacă greșesc puteți să mă corectați, o să încerc să caut, dar simt sigur că a fost o zi în care au resetat prețul la gaze naturale, unde au intrat pe piața de gaze naturale, unde au tocat prețul de la 33 sau 400 de dolari, l-au dus la 3 dolari sau ceva de genul ăsta, sau 13 dolari. Și pur și simplu au luat toată piața de gaze naturale. Așa au făcut și cu argintul când au intrat pe piața de argint în Luna Neagră, în 2009 parcă, sau în 2011. Au radiat prețul argintului, l-au dus acolo unde au vrut ei și au dominat și domină în continuare piața de argint. Deci, ca să vedeți o curiozitate, care o știu sigur, acum 3 sau 4 ani de zile când participa la Adam Partridge, în casă de licitație în Liverpool, dacă compar datele de atunci cu datele de acum, veți vedea că atunci erau mai multă cantitate de argint, prețurile erau mult mai mici, acum este cantitate mult mai multă de argint și prețurile sunt mult mai mari. Și puteți să comparați cu piața fizică de la Hong Kong, prețurile, față de piața COMEX de la Londra, unde prețurile sunt pe hârtie. Piața fizică din Hong Kong crește de la o zi la zi. Asta ca un sfat, după părerea mea, nu e bine să ții ouăle în același coș, să le răspundești. Adică dacă ai ceva bănuț, să ții ceva bani la bancă, să ții cash o parte în cripto, să iei ceva aur și argint, nu se știe ce se întâmplă mâine și poimâine. Pentru cei care și-au făcut case și-au cumpărat terenul foarte bine, e posibil să poți folosești. Bun, am vorbit și puțin de sistemul economic, acum să încerc să vorbesc de ce se întâmplă apropo, ce se întâmplă în România. Lucrurile sunt foarte, ca să spun așa, alambicate. Pornesc de la un interviu care l-a avut Siriac în anii 90, nu știu dacă cineva mai aduce aminte, când a fost întrebat de ce nu participă la alegerile prezidențiale din România. Și Siriac, foarte inteligent, a dat un răspuns pur și simplu, dacă stai să-l analizezi acum, e incredibil. Și domnule, dacă, o virgulă, comparăm România
cu Danemarca, dacă e ceva putred în Danemarca, ok, învălăturăm putreziciunea și putem să vindecăm Danemarca. Dar ce se întâmplă dacă e toată Danemarca putred? Țiriac spunea asta în anii 90. Dacă el spune asta în anii 90, înseamnă că acum, unde situația este de 1000 de ori mai gravă, este... Înseamnă că putreziciunea s-a dus undeva mai departe de granițele țării. Și nu vreau să merg mai departe pentru că e puțin depresiv situația. Bun. Ceea ce se întâmplă în lume și în România la ora actuală e foarte... numai că e tragic. Posibil ca schimbarea economică, restarea economică să ne prindă pe picior greșit. În anii 70 n-avea cum să ne prindă. Eram foarte bine pregătiți. Și faptul că s-a lăsat la talonul aur, s-a trecut la fiat money, nu ne-au prins pe picior nepregătit. Acum s-ar putea să ne prindă, pentru că noi nu mai avem nimic din infrastructură, nu avem industrie, nu avem absolut nimic. Și mă uitam la discuția făcută despre repatrierea aurului de la Banca Angliei. Nimeni n-a putut să spună decât, domnule, e o greșeală și așa mai departe. Posibil să fie o greșeală, dacă ia aurul și îl toacă pentru ei, normal că e o greșeală. Dar de ce s-ar putea să fie o greșeală? Pentru că în ultimii ani de zile, începând cu Germania care și-a repatriat aurul din Statele Unite, culmea, aurul care a venit înapoi în Germania a venit cu alte însemne, nu cu cele de atunci când a fost exportat cu ghilimele de rigoare, când a fost trimis spre pază în Statele Unite. Și nu numai Germania, mi se pare că Olanda, Ungaria, una la mână, a doua la mână, gândiți-vă câte țări acumulează aur și v-am dat exemplu China și Rusia, dar și India și alte țări fac stocuri masive de aur. Nu știu dacă vor trece la un etalon aur sau ceva de genul ăsta, dar ei fac lucrul ăsta tocmai pentru că se pregătesc pentru ceva. Este exact ca la jocul de poker. Nimeni nu o să spună ce are în mână sau ce cărți au picat, dar nu face niciodată ceea ce... decât ceea ce fac jucătorii de poker, încearcă să jucătorii buni de poker, care își ascund intențiile, dar îi vezi că vor să facă ceva și încearcă să faci ceea ce fac jucătorii buni de poker. Bun, nu știu dacă a fost metafora cea mai bună, dar asta am găsit. Vorbeam despre România. Foarte... L-ascultam pe Dan Puri cum... zilele trecute, cum spunea, domnule, suntem o țară binecuvântată și așa mai departe. Părerea mea este că păcat de binecuvântare dacă noi nu avem o atitudine, nu noi în general, noi românii în general nu poți să schimbi ceva dacă nu ai pe cineva sus care este catalizatorul și cum l-am avut pe Carol I și așa mai departe. Alți conducători care s-au sacrificat în corpore, împreună cu familia ca să ne putem schimba. Și ce să schimb în momentul de față în România? Era un banc pe numele lui Ceaușescu, nu vreau să spun acum că este foarte dur, dar să spun altă dată. Noi avem o mentalitate de tipul, domne, lasă că merge și așa, în sfârșit. Deci nu cred că românii la ora actuală au posibilitatea să schimbe ceva în bine ei înșiși. Nu, n-au cum. Și ca să vedeți cât de prost organizați suntem noi, în momentul de față, cei care conduc țara nu au niciun fel de logică în ceea ce fac, poate pentru ei. Ceilalți, în schimb, pregătesc schimbarea lumii și să vedeți cât de interesant este în momentul de față comunicarea între Trump, Putin și Kim Jong-un, parcă președintele Coreei de Sud, nu se mai face prin e-mail, prin nimic decât prin scrisori. Ca să vă dați seama oamenii la ce nivel au ajuns de secretizare, pentru ca să nu mai fie niciun fel de scurgere de informații și cum pregătesc și, pare mi se că și printre președintele Chinei și președintele Statelor Unite, cum pregătesc ei schimbarea lumii și ca să vedeți cât de gravă este situația în România, mă uitam în timp de 2000 de ani, indiferent ce s-a întâmplat în țara aia, nimeni nu are, sau dacă au părăsit, s-au întors și au dat foc la case, au făcut tot ce, dar și-au apărat pământul, dar în ultimii 28 de ani, 6 milioane de oameni au părăsit țara. Nu știu ce aș putea să mai zic legat de... aștept foarte mult legat de situația țării. E destul de depresiv pentru cei care stau aici. Mulți se întorc în România, nu știu dacă e un pas bun. Posibil să fie pentru mulți un pas bun. Pentru mine nu mi se pare toată România o chestie extraordinară, pentru că nu văd un viitor. Poate că și aici lucrurile vor degenera sau se vor...
duce dracului, dar nu știu dacă se duce dracului cehal în care, cum se duc la noi în țară. Aștept întrebări și sper să vă ajute cât de puțin ceea ce v-am spus, și cu cât voi avea mai multe întrebări, cu atât voi da mai multe informații despre ce cred eu sau ce știu eu că se întâmplă aici și în România. Toate cele bune vă doresc!